Potrivit oficialului din Ministerul Educației, procedurile de testare și monitorizare ale consumului de droguri în rândul elevilor vor fi făcute în urma unui plan național de acțiune, care implică mai multe ministere. Secretarul de stat al Ministerului Educației, Sorin Ion, a declarat că nu va avea loc o testare generală în masă a elevilor în școli pentru a depista consumul de droguri și se va forma o comisie care va decide cine este testat, dar numai cu consimțământul părinților sau al elevilor majori. Planul comun de acțiune se realizează la începutul fiecărui an școlar, dar ceea ce este nou în acest an este că acest plan extinde partenerii care sunt implicați. Ceea ce vom face prin elaborarea acestui plan este să stabilim cadrul normativ și procedural care este necesar pentru testarea antidrog, pentru că știm cu toții că aceasta este tema zilei, testarea antidrog în școli. Nu o să stabilim printr-un plan național care, în cele din urmă, este un acord de parteneriat între ministere și pentru un act normativ, a declarat Sorin Ion. El a precizat că testarea elevilor pentru consumul de droguri se face în condiții de confidențialitate. Vorbim despre o eventuală testare în condiții de confidențialitate, în condiții de acord al părinților, elevilor minori sau acordul elevului major, pentru că la acest moment nu cred că se pune problema unei testări forțate. Asta este exclus. Suntem la început de drum cu discuția despre testările în școli. Nu va fi reglementată prin Planul Național Comun de Acțiune, ci prin acte normative, cum ar fi ordin comun al ministerelor implicate, a mai spus oficialul din Ministerul Educației. Potrivit acestuia, este important că suntem conștienți de gravitatea lucrurilor. Nu încercăm să ascundem o problemă evidentă și suntem deciși, toate instituțiile implicate, să contribuim la ameliorarea problemei. Primul care a anunțat că se ia în calcul din această toamnă testarea antidrog în școli a fost ministrul de interne Cătălin Predoiu. Măsura a fost propusă după accidentul de lângă stațiunea 2 Mai, în care un tânăr de 19 ani aflat sub influența drogurilor a intrat cu mașina într-un grup de pietoni, între care doi au murit, relatează Libertatea.ro.